Bun găsit la audiența la primar, sunt Ciprian Jașcu. În această seară discutăm ca de obicei despre problemele din municipiul Galați cu primarul Galațiului, domnul Ionuț Puchianu. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am regăsit. Mi-erați dator de ediția trecută câteva răspunsuri pe care, bineînțeles, trebuie să le dați telespectatorilor. E un pic de efervescență în zona asta, Țigrina, cu lucrările de la LMK. Oamenii acolo s-au obișnuit să-și tragă mașinile, acum se chinuiesc mai parchezi pe stânga în dreapta. Cum stați cu proiectul ăsta? Ei vor să știu când se termină. Eu chiar am înțeles disconfortul creat de lucrări, e ceva normal, că n-ai cum. Dar care e situația de acolo? Nu știu dacă am apucat să, la ultima întâlnire a noastră, să explic acest proiect foarte bine. El e în termen. Nu știu dacă aveți imagini sau nu de la fața locului. Lucrările au avansat. Prima parte, pentru că el a fost gândit pe două faze. Prima fază a lucrărilor să se termine la capătul gardului de la LMK, înspre punctul de colectare a gunoiului. Urmând ca din primăvară să intrăm pe cealaltă zonă din spatele Palatului Justiției până pe prelungirea Coșbuc. Ar încurca circulația, adică prima parte o finalizați. Se poate după aia pătrunde, circulația se poate fi? Nu, efectiv străpungerea, să-i spunem așa, va fi realizată în primăvara anului viitor. Acum doar s-a realizat lărgirea străzii de la o bandă la două, crearea unor noi locuri de parcare, și cam atât în zonă. La momentul acesta sunt montate bordurile, la nivel de agregate lucrurile au ajuns la final. Urmează în, nu știu, o săptămână, două, trei, o lună să înceapă așternerea straturilor de asfalt. Întâi binderul și ulterior stratul de uzură. Până la sfârșitul anului va fi o jumătate de lucrare, așa cum ne-am propus, finalizată. La gata, da? Adică, la practic, gata. Oamenii vor beneficia de locuri de parcare și tot ce trebuie. Exact. Că asta e o întrebare cheie de acolo, chiar cea mai importantă. Asta e, omul vine acasă, vrea să-și parcheze mașina sau cei care lucrează la Aur, că acolo sunt foarte multe. Da. Trebuie să știe. Bun, cum stăm cu lucrările la pedagogic? La pedagogic aproape s-au finalizat, parcarea este deja folosită, mai sunt mici amenajări de făcut la părculețul care a fost creat. Au fost turnate aleile acestui mic părculeț, urmează a fi montate, cred că într-o săptămână, maxim două, băncile și tot ce înseamnă mobilier urban ce deservește un parc. Și în capătul acestei parcări am văzut că se lucra ieri când am trecut eu pe acolo la amenajarea locului de joacă. Acolo trebuie turnat tartanul și montate ce mai sunt? Leagăne și alte? Leagăne și balansoare și toate celelalte. E o lucrare terminată în timp. Deci ne apropiem încet, încet, așa cum am promis la începutul anului, când toată lumea a spus că dacă corul celor care strigau, domnule, parcă nu se face nimic, s-au transformat ușor în, domnule, dar parcă sunt prea multe deodată, după care s-au transformat, da, domnule, dar nu se finalizează. Uite că o să le și finalizăm. Sper ca aceste exemple de bune practici pe care le vom realiza să dea încredere cetățenilor de faptul că ne ținem de cuvânt și de planul pe care îl avem, iar anul viitor sau în următorii ani, într-adevăr, lucruri frumoase urmează să se întâmple la Galați. Bun, parcarea supraetajată, care e așteptată? Parcarea supraetajată, cred că am finalizat devierea rețelelor. A apărut o mică problemă în zonă strict de acest proiect. Zic eu că ne-am lămurit și cam într-o săptămână, maxim două, urmează să reluăm lucrările pentru parcarea respectivă și anume începerea săpăturii pentru fundații. În momentul respectiv, echipele noastre intervin
oarecum în arealul respectiv. Am intervenit pe interioarele de cartier, așa cum vă promisesem. Am abordat 4 cartiere. Toți suntem în Mazepa, vorbim de Mazepa 1. În primul rând, zona de jur împrejurul complexului Ancora, acolo unde cred că era imperios necesar să se intervină, arăta jalnic. Parcarea din spate arăta bine, dar era așa o discrepanță prea mare între ceea ce însemna parcarea nouă și complexul Ancora. Vor mai apărea niște locuri de parcare. Și zic eu, toată zona va fi mult înfrumusețată, urmând, dacă vremea ne mai permite, să intrăm mai în interiorul cartierului Mazepa 1. Un al doilea cartier în care am intervenit este Țiglina 1, acolo unde continuăm lucrările începute anul trecut. Ne-am mutat puțin, am sărit o bucățică de cartier, pentru că lucrurile arătau absolut jalnic în zona actualului Colegiu Cuza, fosta școală 8, da. Acolo unde de aproximativ 2-3 săptămâni de zile se lucrează pentru amenajarea unor noi locuri de parcare și lărgirea străzii, turnarea asfaltului pe trotuare, pentru că în zona respectivă, cred că de la momentul în care au fost construite blocurile, nu s-au mai refăcut trotuarele. A fost o școală mică. Încercăm din nou, în limita timpului ce ne-a mai rămas până la venirea, eu știu, intemperiilor, să coborăm și spre zona PS-urilor, PS-11, artera aceea pe care s-a și intervenit zilele acestea, cei de la RDS, RCS, au montat tuburile acestea care vor deservi pentru coborârea. Haideți să facem o paranteză aici, pentru că ați atins un punct nevralgic. Mulți gălățeni care sună, dom'le, se taie cartierele în două, se fac trotuare, străzi, bagă unii cabluri pe pământ. Acum noi ne-am explicat cât ține de noi, am spus să adreseze primăriei sau poliția locală pe caz. Ce fac cei de la RDS și de ce trebuie neapărat să intervină? Că am văzut că au intervenit în cartiere mult și sapă și anțuri. E noua infrastructură ce va deservi atât pentru nevoile actuale cât și pentru nevoile viitoare. Rețeaua aceasta pe care unii o numesc Net City, de tubete, cum li se spune în termeni, prin care vor putea fi trase cabluri atât electrice cât și de telecomunicații, care să deservească nevoile cetățenilor, ale operatorilor sau poate ale primăriei. Și dispar atunci toate cablurile după stări. Va urma și pasul acesta. În momentul de față realizăm infrastructura. Ulterior, prin dispoziții sau prin hotărâri de Consiliul Local, cu siguranță, îi vom obliga pe toți cei care dețin rețele la nivelul municipiului Galați să folosească acest sistem pe care îl vom putea pune la dispoziție. Deci poate și primăria să pună la dispoziție? Păi avem și noi una. Deci primăria, da. Am mers împreună pe săpăturile dumnealor. Dar mai bine, că altfel... Evident. Da, unul dintre tuburile îngropate e al primăriei. Puteți folosi și rețeaua veche a Romtelecomului, mă rog, pe care o știm, sau ei merg pe politica lor? E o politică separată. Da. E și o infrastructură separată de canale la nivelul, drept, la nivelul municipiului Galați, dar ceilalți operatori, cu siguranță, vom începe încet să-i ducem în subsolul Galațiului. Așa e frumos, normal. Da. Nu, că au sunat foarte mulți oameni. Doamne, dacă se dărâmă blocul, erau prin Țiglina pe aici, la blocurile alea, C20. Nu se dărâmă dintre atât. Și v-am spus, doamne, să sapă un șans, că nu înțelegeau ce se întâmplă. Și... Pe Țiglina 1 a fost și o lucrare major pe partea de alimentare cu energie electrică, pentru că după numeroase sesizări ale cetățenilor, cu probleme atât la iluminatul din casele dumnealor, cât mai ales la iluminatul stradal. Erau zone în care nu mai fusese utilizat iluminatul de cam multă vreme. Da. În demersurile pe care le-am făcut cu cei de la Electrica, am ajuns la un numitor comun. Au demarat o lucrare a dumnealor de data aceasta, fără ajutorul primăriei, dar cumva s-a
s-a mulat pe... Și și-au îngropat și dumnealor un nou cablu care să deservească cu alimentare toată zona francezii. Da, știu că a fost, cel puțin și anul trecut a fost exact problema acolo, că pica energia electrică. Încă o dată, dacă, eu știu, modul în care acționăm în momentul de față la nivelul municipiului Galați creează atât de mult disconfort, adresez scuze cetățenilor, dar acum să ne hotărâm dacă vrem totuși să facem, dacă să face, da, doamne, să face cu praf. Din păcate, n-am cunoscut încă vreo modalitate în care se pot realiza construcții de orice natură fără a crea, din păcate, bine, și disconfortul acesta. Nu știu cât disconfortul crea de să apare unei șanță sau cât era sperietura unora, poate unii mai în vârstă, doamne, ce fac ăștia pe lângă bloc, dacă oare se surpă blocul și nu zice nimeni nimic, poate consolidează și nu ne spune, că oamenii fac o grămadă de scenarii. Din și atunci sună și unde pot, sună la presă, sună la poliție, sună la, bineînțeles că la poliție, la ce să-i spună, domnule? Da. Face cineva, o deci, să pătă și care să mai lămurim ce putem dintre ele. Bun, mai pe linii de lucrări, ce mai avem? Zona Podcoava. Cum va arăta ea până la urmă și cine o reabilitează acolo? Că am văzut că lucrează primăria, dar am înțeles că le-a spus în vedere și agenților economici de acolo să-și așeze un pic fațadele, adică să mai dea jos ce aveau niște reclame de la pe vremea Ceaușescu atârnate. Că așa este, au rămas niște structuri. Noi le-am trimis într-adevăr acolo lucrarea de care ați amintit dumneavoastră. Sunt două societăți și au câștigat licitația pentru zona respectivă. Din nou, e o lucrare fazată pe 2 ani, lucrări care se vor finaliza pe toată zona respectivă abordată, acum mă refer aici, la Dunărea sau pe partea hotelului Dunărea până în zona Podcoava pe o parte și pe cealaltă parte e o societate, așa s-au împărțit dumnealor, s-au înțeles. Iar pe partea cu Podcoava e cea de-a doua societate venită în această lucrare, în acest joint venture între două societăți cele mai mari de construcție de altfel din Galați. Ideal, vi se facă ceva. Eu zic că e o lucrare care a început să prindă încet încet contur. Lucrurile arată bine, zic eu, vor arăta și mai bine când va fi finalizată, vor fi puse și plantele și absolut tot ce mai e de pus acolo. Se lucrează de zor pe zona aceea de prelungire a străzii Traian acum. V-am spus, lucrările se vor finaliza cel mai probabil până pe data de 15 decembrie, că acolo e termenul de predare a acestei prime faze. În primăvară se va interveni pe toată zona Spicu, care din nou va fi și ea regândită, reamenajată, refăcută ca pe o piațetă de care orașul nostru are nevoie, pentru că dacă spui centru, de obicei centrul unui oraș e dat de o zonă în care lumea să se poată aduna, în care să poată socializa. Acea zonă are spații largi, dar în momentul de față, așa cum este ea gândită, neutilizabilă, sau zone întregi neutilizabile, despărțit omul cumva de zona aceea ce ar fi trebuit să fie iarbă, de niște gard sau garduri vii. Ele vor fi desființate, vor fi refăcute și fântânile arteziene. Încredere și puțină răbdare că lucrurile intră pe... Fata pe valul lăsați la locul ei? Evident, fiind monumentul for public. Și da, e un simbol al Galațiului care cred că nu e promovat atât de mult cât ar trebui, pentru că dacă ne uităm sau de fiecare dată când ieșim în afara țării, sunt comunități extrem de mici care se laudă cu o singură piatră. Păi da, e piatră. Și fapt, s-au făcut așa o poveste în jurul pietrei acelea. Lucrurile vor intra într-o logică. Poate că în momentul de față, în acest puzzle imens ce reprezintă sau unde e reprezentat orașul nostru, poate că lucrurile încă nu, pentru cei care nu cunosc toate proiectele noastre, atât actuale cât și viitoare, pare că lucrurile ușor, ușor, zic, ar putea spune unul, nu prea pare să aibă sens de ce interveni și acolo și acolo.
O să vedeți că la un moment dat toate se vor uni într-o logică a lucrurilor. Asta așteaptă și lumea, că lumea asta a lansat ideea de centru vechi, mă rog, sau un centru interesant al Galațiului. Lumea deja se gândește la piatră cubică, pavaje, un aer boem. Avem toată zona de centru, va fi și este pavată, sau a început a fi pavată cu granit. Lucru pe care, zic eu, Galațiu nu l-a avut. Nu știu dacă ați observat, dar am încercat. Niște borduri de granit cândva. Vedeți că ne-am adus înapoi. Alea sunt? Alea sunt. Surprinzător, dincolo de folclorul public, nu știu cât de multe ori fi fost, dar noi am găsit destul de multe în depozitul primăriei. A fost o formă prin care am mai degrevat cumva bugetul de o cheltuială în plus. De obicei granitul e cam scump, mai ales lespezile acestea extrem, au cam 300 de kilograme fiecare minim din ce am vorbit cu muncitorii din zonă. Trebuie să înțeleagă cetățenii dacă se vor uita și vor vedea o mică discrepanță între bordură și actualul pavaj. E faptul că aceste borduri sunt bordurile Galațiului de acum poate mai bine de 100 de ani. A fost o formă prin care atât arhitectul cât și noi, că și eu recunosc că am insistat pe ideea asta, de a aduce stropul ăla de esență de Galați în perioada lui de glorie, atunci când aveam peste 14 consulate la Galați și dădeam ora exactă pe toată întinderea Dunării. Vom scrie și o poveste frumoasă. Până în 2020 veți vedea că lucrurile tind să prindă atât contur, cu riscul de a mă repeta, cât să se și îndrepte către direcția bună. Evident că nici după 2020 nu ne vom lăsa, avem proiecte care vor începe în 2019 și care vor avea o finalizare, cred că cel mai probabil 2022-2023. Nu, chestia asta cu bordurile m-a pus un pic pe gândă, pentru că din ce avem noi informații și ce știm, ele ar fi dispărut cândva în urmă cu... Vă invit în depozitul primăriei, încă o dată spun, n-am pretenția că nu e... Toate. Nu, dar s-au zis că au făcut pași, chiar erau folclor, cine le-a luat, cum le-a luat, unde le-a dus, adică erau niște trebunare, să dezgrupăm noi. Avem și niște mici munți de piatră cubică pe care intenționăm să le folosim în anumite zone ale Galațiului. Și cele frumoase s-au făcut cu trudă și dau și un aer frumos, un aer vechi, care eu zic că ar fi pe placul Galațiului. Dar vom ajunge noi, nu știu, vreodată să avem parcuri deschise, cum e în afară, că toată lumea vorbește, lumea, am fost în stânga, în dreapta și acolo vii de la serviciu un sacou și poți să te așezi pe iarbă verde și citești o carte. Eu zic că da. Și acum nu opreai voie, că dacă ai călcat pe iarbă verde, vine paznicul din partea domnului. Păi vine, dar cred că e mai mult la propria inițiativă. Primăria lasă, chiar încurajează. Eu personal încurajez, cu condiția să lași locul, dacă ai făcut un picnic, să spunem că ți-ai adus de acasă un sandwich sau, eu știu, vrei să petreci cu familia o oră, două, trei, patru pe iarbă, eu chiar încurajez, e o activitate extrem de frumoasă. Din păcate, avem noi în accepțiunea asta generală sau cei care sunt puși să mențină cât de cât liniștea și ordinea în parcuri, să zicem că sunt mai de modă veche, dar acum vă spun sincer și nu neapărat că fac haz de necaz, momentan, dar și aici veți vedea schimbări, nu prea ai pe ce să te așezi, adică nici iarba din parcurile noastre nu e chiar atât de îmbietoare. Corect, în schimb, ceea ce am observat, o apetență mare, exact de ceea ce spuneți dumneavoastră, odată cu organizarea Street Food Festivalului, unde oamenii s-au simțit extraordinar de bine, stând pur și simplu pe iarbă. Da, am văzut și eu treaba asta. V-am văzut și pe dumneavoastră, ce-i drept. Acum, așa este. Și eu sunt om, la urma urmei, și eu mă bucur de, sau am micile plăceri, la fel ca oricare altul. Păi, eu v-am văzut că după ce auzeam comentarii pe margini, pe un trotuar, mergeam, era puțin mai lateralnic, așa, și zic că, păi, primarul. Unde? Mă uitam și eu, unde e primarul?
Și când uite, care e pe iarbă acolo cu... Și atunci zic, băi, este ocazie de a discuta într-o viitoare emisiune, profitând de treaba asta, să vedem, avem, pentru că... cu siguranță, refacerea spațiilor verzi, lucru pe care de altfel l-am început, nu știu dacă ați văzut, la nivelul scoarurilor, la nivelul... va schimba în totalitate imaginea acestui oraș. Spațiile verzi neîngrijite dau un aer și o imagine de neîngrijit. Corect. Până la sfârșitul anului vezi vedea tot ce ține de acest pseudo-gard viu care mărginește strada Brăilei de pe la McDonald's în jos până, cred că se duce până dincolo de intersecția cu 11 Siret. Cu regimentul 11 Siret va dispărea, pentru că e incredibil tot cer celor de la gospodărie urbană. Doamne, intervin, stați că... Se mișcă mai greu ce Dumnezeu. Stați că vor interveni. Dar știu că sunt dotați, au utilaje, au tot ce, din ce știu eu, ce am mai vorbit și cu... Se mișcă mai greu, așa, care e misterul? În permanență mi se aruncă în față lipsa oamenilor ce ar putea doritori să muncească. Da, mă rog, acum, nu știu, și legislația le permite onorea să stea acasă în loc să muncească, dar și când ai oamenii ăștia, fă treabă cu ei, că acum e o treabă, depinde cine păstorește o anumită întreprindere, zic eu. Și eu că dau un exemplu și fără, știți că nu sunt în caracter să laud ceva, dar... când ați fost director la Ecosal, ați venit cu ceva, mă rog, inovator și ați reușit să scoateți zăpada de pe străzi înainte de a veni, știu, dimineața și oamenii să poată pleca liniștiți la serviciu, adică fără ambuteiaje, fără stai, domnule, că e zăpadă până la gât. Cei care au fost înaintea noastră, nu știu, n-au reușit treaba asta, deși pe ați același utilaj. Adică depinde acum ce... Nu a fost o gândire, o altfel de abordare asta zic, a lucrurilor. Nu mai vin ca în anii 60, domnule, mergem așa, băgăm două pluguri și un tractor și ăla face ce vrea. Și chestia cu GPS-ul a fost o chestie foarte bună. Și este. Pe mașini, da. Vezi utilajul ăla, dacă s-a dus... Problema și la poliția locală, aceleași GPS-uri a fi montate permanent, tocmai pentru a nu mai exista niciun fel de suspiciune. Când vorbesc de suspiciuni, mă refer inclusiv la mine, pentru că și eu mai reproșez la analizele ce se realizează în cadrul poliției locale faptul că sunt destui polițiști locali pe care inclusiv eu îi văd sau primesc fotografii cu dumneavoastră de la cetățeni, de la... Uite, domnule, stau de două ore. Uite, domnule, stă de o oră. Deci asta e misterul GPS-ului. Eu mă gândeam că să nu se strage păi pe murat. Da, mă gândesc că la momentul în care o mașină se vede a fi staționată preț de jumătate de oră, o oră într-un loc, iar cei ce sunt responsabili de mașină nu răspund sau, eu știu, or fi într-o misiune, o misiune care durează mai mult de câteva minute sau zeci de minute, să spunem, înseamnă că necesită, din punctul meu de vedere, o intervenție mai în forță, inclusiv a colegilor, că poate ori fi fost săraci, eu știu, agresați și nu mai știu de ei. Tocmai de asta e mai mult pentru ajutorul dumnealor decât... Ei, oricum dispecerul vede atunci pe hartă. Bă, stai, eu sper să vadă chiar tot la momentul respectiv și să nu mai existe timpii aceștia morți și lipsa aceasta uneori de intervenție de aplomb pe care eu nu mi-aș dori să o văd mai pregnant. Ei, în fiți mai abordare. Prezent în mijlocul lor, mergeți mai des și o să iei mult de bați. Eu vă cred, dar pe principiul ăsta e nevoie de mine și la gospodărie urbană, e nevoie de mine și pe lucrări, e nevoie de mine și de la poliția locală, e nevoie și de la birou că trebuie să semnez, e nevoie și de a gândi proiecte, e nevoie. Din păcate sunt unul singur, nu e o scuză. Știu, zic eu că cel puțin echipa din cadrul primăriei, mare ei majoritate, începe să înțeleagă ritmul pe care mi-l doresc. Poate că a fost o perioadă ceva mai lungă de adaptare cu stilul meu, ușor mai vulcanic, mai heirupist, mai fără menajamente. Poate că și eu am înțeles cam care le sunt limitele. Zic eu că lucrurile intră într-un normal.
Din păcate observ de fiecare dată când las eu ștacheta puțin mai jos sau păr omânește, o dau prea mult în prietenie cu dumnealor, lucrurile tind să... Lasă-mă că nu... E, da, da. Se pare că presiunea trebuie să fie înțeleg. Constantă și la un nivel extrem de ridicat, numai că asta mă consumă și pe mine. Vă mai încărcați bateriile și trați tare pe ei. O ultimă chestiune pe care vreau să o abordez în această emisiune și o pot dezvolta în următoarea emisiune, una când nici nu avem timp, și o chestie nouă pe care eu am auzit-o prin primărie și acum vreți, nu vreți, trebuie să ne spuneți. Este vorba de o chestie care funcționează în țară, ce-i drept, cred că într-un oraș sau două. Și un lucru bun că v-ați gândit la treaba asta, chiar e bun că mie, ca gălățean, îmi lipsea și mi-ar fi de folos. E vorba de o aplicație la care pot avea acces gălățenii, prin care, eu știu, cu ajutorul telefonului... O aplicație pentru smartphone. Pentru smartphone. Vezi o neregulă pe stradă, eu știu, o groapă în asfalt, da. Un copac căzut, o poți semnala și cineva de la primărie o preia și o dă mai departe către... Așa este. Și o formă de urmărire a sesizărilor, unde au ajuns, în ce stadiu sunt, rezolvată, nerezolvată. În modul acesta vedem pe unde zac aceste sesizări, cine nu-și face treaba. Asta în spatele calculatorului, ca să spun așa. Da, e o aplicație ce urmează a fi lansată. Se va chema Galați City App. Va fi o aplicație ce va putea fi downloadată pe toate smartphone-urile. Gratuit, da? Gratuit. E o aplicație care va avea și funcția de cumva încurajarea turismului, pentru că va avea o prezentare extrem de minuțioasă a orașului nostru, a ceea ce poate oferi din punct de vedere turistic. Va fi și o formă prin care inclusiv primăria va putea comunica cu cetățenii, sperăm noi, mult mai ușor, la nivelul trimiterii de notificări, așa cum primim, cred că, de la multe alte aplicații, se vor putea primi notificări la nivelul închiderii străzilor. Corect. Sau, eu știu, intervenției pe un anumit sector de stradă. Aveți o stradă blocată și anunțați. Exact. Sau, eu știu... Dar puteți anunța și evenimente care sunt în urmă. Eu știu cum a fost Street Food sau... Cu siguranță. Ea, ca și platformă, e o platformă ce va putea fi utilizată și de alți, hai să spunem așa, utilizatori. Mă refer aici la teatre care își vor putea urca și promova piesele de teatru, la restaurantele din Galați care vor dori să intre într-o astfel de colaborare cu... Nu stabiliți un plafon, adică dați voi la toată lumea, mă gândesc. Așa puteți spuneți, dom'le, doar 10 restaurante, că nu avem spațiu. Adică oricine vrea și are un eveniment... Oricine va putea... Adică... Evenimentele organizate de cluburi, de, eu știu, poate un eveniment privat sau sunt concerte la Galați pe care, care se fac fără colaborarea primăriei, dar care merită a fi promovate. Atunci, cu siguranță vom această aplicație, zic eu că vine în completarea acelui puzzle de care vorbeam puțin mai devreme. Da, e o chestie bună, de asta am vrut să ca să înțeleagă cetățenii, sau dacă n-au răbdare, e aceeași formă de aplicație pe care o au cei de la Sibiu. Da, corect. Eu mi-am instalat-o pe cea de la Sibiu, să știți, deși n-am fost în Sibiu. Nu am, sincer să fiu, dar am fost curios când l-am auzit, că hai să vedem despre ce e vorba. Și acolo văd și evenimentele, chiar câteva iau patru camere în patru locații, nu știu, piața mare, piața mică, da, și fel la ei, ca să vezi dacă e aglomerat sau dacă e un eveniment. Eu te vorbim cu poliția locală să ne dea voie pe cele 39 de camere. Ei, cred că lasă. Odată că îi puneți în gardă pe șoferii disciplinați, să știți că camerele astea, deși sunt puține, adică ele par multe. Urmează să fie mai multe, o să vedeți. Ajută foarte un mult. Un proiect extrem de interesant ce urmează a fi lansat. O să vedeți. Așteptăm. Ar fi extraordinar de bun, pentru că vezi exact cum greșești șoferii în trafic, ce se întâmplă, ajută și poliția în cercetări și încet, încet, probabil că... Ne ducem și noi ușor, ușor spre zona de Smart City. Acolo tindem cu toții. Într-o oră era digitalizării. Nu poți să rămâi în permanență ultimii. Eu zic că... Eu zic că o vom lua cât de curând. Când spun curând, în administrație înseamnă 2-3 ani. Înaintea multor alte orașe care în momentul de față se situează așa
în topul preferințelor nu doar a românilor, ci și a străinilor. Veți vedea. Vedem ce o să fie. Mulțumesc pentru prezența emisiunii. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți în continuare pe TV Galați.